Am revenit în studioul de la Publica TV. Fiecare al patrulea nou consilier municipal din Chișinău este patron de firmă, iar o parte dintre companiile aleșilor locali au contracte cu administrația locală. Sunt datele unui top realizat de cotidianul Adevărul Moldova. Pe fundalul acestor date ne întrebăm dacă aleșilor locali cu afaceri le va ajunge timp să se gândească și la cei care i-au votat sau doar la propriul business. Ce pârghii există pentru a nu încurca propriul buzunar cu cel al orașului și cine trebuie să aibă grijă de asta, ne spun invitații acestei ore. Este vorba de Cristina Cojocaru, secretar al Alianței Anticorupție, autoarea articolului din Adevărul, jurnalista Eugenia Pogor și fostul consilier municipal Alexandru Corduneanu. Bine ați venit la Publica TV. Așadar, ca să revenim la articolul de astăzi din ziarul Adevărul, Laura Ignat a studiat clasamentul de acolo și vine cu mai multe detalii. Bună ziua, Laura! Ce date ai? Bun găsit! Consilierul PCRM Victor Rodobescu este director al societății pe acțiuni Artmit, care a construit stații de troleibuze. De asemenea, firma produce plăcuțe de înmatriculare, indicatoare rutiere și plăcile instalate pe monumentele de arhitectură din Chișinău. Un alt consilier comunist, Nicolae Curtoglu, are o firmă de construcții. În campania electorală, liberalii l-au acuzat că ar fi fost implicat în privatizarea abuzivă a Hotelului Național. Valerii Diozu, la fel ales local din partea PCRM, are un restaurant cu specific spaniol în centrul capitalei. Iar Victor Lunga are o firmă specializată în comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice. Regizorul Valentin Todercan este director al unei companii de construcții. Gennadie Tanurcov conduce un centru oftalmologic, iar Aureliu Mateuța are o companie de telecomunicații. Consilierul liberal Iurie Topală conduce Ruta Prim SRL, care deține mai multe linii de microbuz în capitală și 14 autobuze pe traseul 122. Ion Gabura este directorul adjunct al firmei Grand Lift, care deservește peste 750 de ascensoare din capitală. Consilierul PL Mihail Ceban este directorul unei rețele de gherete de tutungerie instalate în capitală. Iurie Nastas este patronul unei firme care se ocupă de comercializarea materialelor de construcție. Iurie Dârda are două companii de construcții, dintre care una construiește spații locative pentru bugetari. Vadim Cojușneanu este directorul combinatului servicii funerare. El a fost acuzat că ar proteja afacerile cu cavouri de la cimitirul Sfântul Lazar din capitală. Iar Ion Stratulat este directorul pieței centrale din Chișinău. Laura, îți mulțumim pentru aceste citate din reportajul realizat de Eugenia Pogor. Eugenia, ce te-a făcut să cauți în background-ul aleșilor locali atunci când ai descoperit toate aceste afaceri ale viitorilor consilieri municipali? Explicația este foarte simplă. Ieri, din câte știți, instanța a validat mandatele consilierilor municipali și ne-am propus să facem o prezentare a aleșilor locali. Săpând în biografiile lor, am descoperit că 14 din cei 51 sunt oameni de afaceri, cel puțin declarați. Nu se știe dacă și restul nu au afaceri ascunse. Asta vreau să întreb. Care e situația celorlalți? 27. Tot ce am putut afla, de exemplu, despre Victor Bodiu de la PLDM este că dumnealui are două firme în România, dar care și-au suspendat activitatea acum 2 ani, iar soția sa este una dintre fondatoarele unei companii, alături de directorul serviciului Vamal, Tudor Balițchi. În rest, cei de la PLDM sunt mai mult funcționari, cum ar fi Mihai Furtună, actualul viceprimar, sau același Victor Bodiu, sau alți câțiva funcționari actualmente. Cei din PCRM am văzut că au și ei afaceri, dar nu sunt chiar atât de apropiați de municipalitate, spre deosebire de liberali, care, din câte ați văzut, au firme care administrează rute de microbuze sau prestează servicii municipalității. Da, exact. Da, probabil că explicația ar fi că liberalii au fost 4 ani de zile la putere în primărie prin intermediul și primarului. Și s-au împrietenit între timp. Da, s-ar putea. Pentru că unei dintre ei am observat că au fost cândva apropiați și consilierilor comuniști, dar între timp s-au reprofilat, să zicem așa.
E o chestie trecerea asta de la un partid la altul, mai ales pentru persoanele care încearcă să aibă afaceri cu statul. Domnule Cordoneanu, ce se schimbă atunci când un consilier pleacă, mai bine zis, când unul din prietenii consilierilor ajunge consilier? Marca este aceeași, adică ăsta este felul de turism politic pe care îl practic atât consilierii cât și parlamentarii. Nu e nicio diferență între Moldova și alte țări. Peste tot acest turism politic este condamnabil și foarte multe, și societatea civilă cere condamnarea oficială a acestui turism politic prin inserirea unor proiecte de lege care să taie pofta turiștilor politici. În Consiliul Municipal s-a întâmplat foarte des trecerea de la un partid la altul. Sunt partide care au venit cu zero consilieri în Consiliul Municipal după alegeri și s-au ales cu câțiva consilieri buni în următorii câțiva ani. Doar fiindcă situația de la vârful piramidei puterii s-a schimbat între timp. Consilierii, nu cred că e o problemă dacă au sau nu au consilierii afaceri. Nu aceasta este problema. Problema este de integritatea morală declarată, pe care trebuie să și-o declare fiecare din consilieri. Nu este un... Nu aduci prejudiciu societății prin faptul că ai o afacere. Da. Mai mult decât atât. Cum să aflăm dacă acest consilier vrea să vină să rezolve problemele municipalității sau să își încarce bugetul personal cu niște afaceri făcute cu municipalitatea? Trebuie cântăriți la intrare și la ieșire din Consiliu. Întrebarea pentru Cristina Cojocaru. Există acest cântar care să cântărească averile lor la intrare și la ieșire din Consiliu? Avem pe hârtie cel puțin două mecanisme care ar putea să ajute în acest sens. Una este legea cu privire la declararea veniturilor și proprietăților demnitarilor publici, lege din 2002, și a doua este o lege din 2008 cu privire la declararea, deci cu privire la conflictul de interese. Potrivit acestor legi, toți funcționarii publici sunt obligați în momentul în care își asumă funcția publică, deci pentru consilierii locali în cazul de față, în termen de 15 zile să-și depună declarațiile de interese personale, în care să indice dacă ei sau rudele lor apropiate până la gradul 3 au anumite interese personale sau în cadrul anumitor firme sau partide politice sau care sunt relațiile cu organizațiile internaționale, care sunt activitățile lor remunerate, deci unde lucrează. Aceste declarații trebuie să fie depuse, spuneam eu, în 15 zile din momentul validării mandatului. Și în termen de 20 de zile, dacă nu greșesc eu, din momentul validării mandatului, trebuie să fie depuse declarațiile de averi și proprietăți, în care să fie indicate sumele și proprietățile și bunurile pe care le au ei, deci le-au acumulat ei pe parcursul anului precedent. Până la intrarea în funcția de consilier. Exact. Și ulterior, pe parcursul exercitării acestui mandat, declarațiile respective urmează să fie actualizate în mod normal până la 30 ianuarie. Iar dacă pe parcursul anului se schimbă situația cu privire la interesele personale, mai apare o rudă sau cineva devine brusc acționar într-o anumită firmă din rudele apropiate funcționarului respectiv, există și sistem de declarare ad hoc. Deci el trebuie în termen de cel mult 3 zile din momentul în care a aflat că există această situație de conflict de interes să anunțe organul ierarhic superior sau șeful său ierarhic superior pentru ca acesta să evite situația de conflict de interes. Astfel încât, având aceste declarații de interese și cele ad hoc care vin să actualizeze parcursul anului, organul ierarhic superior poate să știe în ce caz persoanele cu anumite interese personale nu trebuie să participe la luarea anumitor decizii pentru că ei s-ar afla în situație de conflict de interese. Ei trebuie să fie înlăturați. În situația în care acest lucru nu se face, ei trebuie să vină cu inițiativa să... Deci ei trebuie să se abțină de la luarea deciziilor în care ei s-ar afla în conflict de interese. Dacă nu, atunci orice persoană interesată are posibilitatea să conteste decizia sau actul administrativ care a fost adoptat în conflict de interese și el este anulabil pe cale judiciară. Așadar, ați spus că trebuie să-și declare nu numai averile lor, ci și ale rudelor până la gradul Al treilea. Averile se declară de către funcționar împreună cu soțul, soția și persoanele... Mă refer la consilier, pentru că despre ei vorbim. La consilier. Deci legea este identică pentru toți în privința ce trebuie să declare.
Deci, averile se declară împreună cu soțul, soția și persoanele aflate la întreținere, deci copiii, așa, minori, copii, nu știu, părinții care se află în întreținere, așa, etc. Iar interesele personale se declară împreună cu soțul, soția și rudele până la gradul 3. Interese personale ce înseamnă? Interese personale fiind, spuneam mai devreme, locul de muncă, deci de unde primește, deci activitățile retribuite. Acțiunile pe care le dețin la anumite, da, întreprinderi. Da, cota parte din diverse întreprinderi sau acțiunile pe care le dețin în diferite bine. Trebuie să înțelegem că relațiile cu partidele politice. Pentru ca lucrurile să meargă, să avem parte de transparență. Întrebare pentru Eugenia Pogor. Cât de ușor a fost să identifici toate aceste date? Și întrebarea este dacă vei continua să mergi mai departe de ceea ce spunea colega noastră din studio, ca să vedem ce interese mai au acești consilieri municipali. De fapt, trebuie să vă mărturisesc că aceste date sunt niște date de suprafață. Nu mi-a luat un efort fenomenal să le descoper. Și-au declarat cel puțin acești 14 consilieri funcțiile de directori în aceste întreprinderi. Dar problema este, într-adevăr, dacă mai sunt și altele, mai sunt și alte întreprinderi, mai sunt și alți consilieri cu afaceri, asta ar fi problema și sper să găsesc răspunsul la această întrebare. Adică lista va continua. Sper. Întrebare pentru domnul Corduneanu. Spunea Cristina Cojocaru că în situația când se votează ceva important legat de un business al unui consilier, acesta nu participă la vot. Dar, în schimb, rămân ceilalți parteneri ai lui de fracțiune. Ce se întâmplă? Pentru că interesul azi eu votez pentru tine, tu mâine votezi pentru mine. Cum rămâne, domnule Corduneanu? Oh, bineînțeles că deseori, dacă nu totdeauna, o mână spală pe alta sau o mână ajută pe alta, o mână ridicată. În mod normal, integritatea unui consilier trebuie măsurată în refuzul de a avea el și rudele sale până în gradul 2-3, inclusiv partenerilor de afaceri, să aibă afaceri cu statul sau cu administrația. Credeți din că e posibil face așa ceva, să renunțe la propriul business de dragul unui interes comun al municipalității? Trebuie să renunțe la ceva, fiindcă totdeauna va fi apetitul pentru banul public. Știm foarte bine că toate tenderele, toate licitațiile sunt trucate. Cine organizează licitația aceea o câștigă. Asta este regula peste tot. Nu este doar la Chișinău, este peste tot. Licitațiile sunt locul cel mai profitabil pentru proliferarea corupției. Problema este, de fapt, cea a corupției, fiindcă conflictul de interese este calea directă spre corupție. Conflictul de interese este un termen mult mai amplu decât pur și simplu afacerea unui consilier sau lipsa acestei afaceri. Conflictul de interese este și atunci când cineva care se află în funcții politic, să zicem, viceprimar sau primar, își promovează doar membrii partidului său. Acesta este un conflict dacă de interese. Dacă puteți să vă aduceți aminte, domnule Corduneanu, din fostul Consiliu Municipal, a existat vreo situație când s-a pus la vot și după aia s-a descoperit că cineva ar avea un interes și s-a renunțat la participarea acestui consilier? Nu, niciodată. Au fost câteva cazuri. Deși cazuri bănuiesc au fost. Au fost câteva cazuri când consilierul care era vizat prin hotărârea care se lua, decizia care se lua, a anunțat că este interesat în luarea unei decizii, de asta nu participă la vot. Comisie de integritate morală există în Consiliu? Nu există. Dar o astfel de comisie a rezolvat problema? Nu cred că a rezolvat problema, ci ar face-o publică. Ar monitoriza situația și ar face-o publică. Cred că o comisie de acest gen trebuie impusă în cadrul Consiliului Municipal, dar este și mai bine dacă această monitorizare ar face societatea civilă. Aici vreau să ajung acum la Alianța Anticorupție, Cristina Cojocaru. Există astăzi cel puțin o monitorizare din partea societății civile pe marginea celor ce fac sau vor face consilierii municipali? Da, există, deci foarte recent Alianța Anticorupție împreună cu Asociația Presiei Independente, care este și unul dintre membrii Alianței Anticorupție, a lansat o campanie Interese la vedere, scopul căreia este de a încuraja funcționarii publici, care din 2008, de fapt, sunt grevați de obligația de a-și declara interesele personale și care nu a fost făcut deocamdată încă niciodată, din două motive. Că legea nu a anexat un model de declarare a intereselor personale și pentru că Comisia Principală de Etică despre care vorbiți adică nu a fost deocamdată creată. Adică întotdeauna se lasă câte o portiță pe care
consilierul, da, deputatul și să poată ieși. Însă dacă ar fi existat bunăvoință, s-ar fi putut declara, pentru că legea prevede expres ce trebuie să conțină declarația. Prin urmare, chiar și în formă liberă, cine ar fi vrut, până acum s-ar fi inițiat o asemenea practică. Alianța Anticorupție cu API, în cadrul acestei campanii, a elaborat un model de declarații de interese personale, ca să nu existe această portiță, cum ați spus dumneavoastră, și a făcut-o publică și a îndemnat toți funcționarii să o completeze, să o transmită API pentru ca să o dea publicității, astfel încât să cunoască populația care sunt interesele lor personale. Nu e o problemă să ai interese personale. Și care a fost reacția din partea celor care au primit această... E o problemă să nu le declare. Deocamdată nu cunoaștem care este reacția, pentru că scrisorile de bea au fost expediate. Și nu... Deci este foarte proaspăt. Sfârșitul săptămânii trecute a fost lansată campania, așa că este foarte proaspătă această campanie. Vreau să mai spun încă două lucruri. Una, referitor la aceea că anumiți consilieri, chiar dacă deci care au afaceri, ar putea să se abțină să voteze de la luarea unei decizii, însă sunt colegii lor de fracțiune. Este un argument valabil. Tocmai de asta declarația de interese personale conține, deci pune accentul nu doar pe relațiile cu afacerile, dar și cu partidele politice. Și în situația în care unul dintre aceste afaceri reprezintă nu doar o modalitate de a obține bani din bugetul municipal, dar este și un finanțator al partidului politic respectiv, atunci în conflict de interese se află întreagă fracțiune care participă la luarea unei decizii în privința unui finanțator al său. Păi, vorbim despre finanțatori în situația de față, colega noastră Eugenia Pogor chiar vine cu numele unor consilieri care au afaceri cu primăria și iată că au ajuns consilieri. Se pare lucrurile sunt mult mai evidente decât, să zic așa, terțe părți. Iată, descoperim aici, Eugenia Pogor, că nu există o comisie de etică sau o comisie de integritate care să le atragă atenție consilierilor municipali, atenție, intrați în banul public. Societatea civilă abia acum încearcă să-și facă anumite mecanisme de monitorizare a consilierilor. Mă întreb care ar fi rostul și rolul presei în toată această demascare a unor consilieri care caută la banul public. Până la asta aș vrea să remarc o chestie. Nu știu până la urmă cât de credibile vor fi chiar aceste declarații cu privire la conflictul de interese. Avem declarațiile pe venit, care, din câte știm, nu prea sunt verificate, nu sunt datele comparate și nimeni niciodată nu s-a întrebat cât de reale sunt. Chiar în cazul acestui consilier despre care vorbim și este cel de-al doilea finanțator al Partidului Liberal în campania pentru locale, vreau să vă spun că timp de 2 ani, domnul Iurie Tobal a declarat 62.000 de lei venituri din salarii, ceea ce ar însemna că dumnealui primește lunar 2.500 de lei. Mă întreb acum cum a ajuns finanțatorul Partidului Liberal. Sper acum că aceste declarații pe venit, cu privire la conflictul de interese, vor fi mai credibile și, într-adevăr, vor fi date reale. Rolul presei, desigur, este, ca și în acest caz, să arate societății cine sunt oamenii care conduc, în cazul nostru, capitala, pe cine am ales, pe cine, cui am dat frâiele puterii și nu ne rămâne decât să sperăm că alegătorii vor decide deja peste 4 ani. Peste 4 ani de zile, dar timp de 4 ani de zile acești oameni au acces direct la banul public. Domnule Corduneanu, faptul că, iată, presa vorbește deja despre anumite interese care mocnesc acum în Consiliul Municipal, acești oameni care au finanțat partidele urmează să-și recâștige banul înapoi, îi va face mai atenți atunci când vor vota o lege? Sau, așa cum spunea cineva, presa latră, caravana trece? Consiliul Municipal este o instituție slabă. Slabă sub aspectul organizatoric, slabă sub aspectul deciziilor pe care le ia, însă puternică în promovarea interesului personal. Sau de grup, dacă vreți. Și în acest sens, unica soluție pentru a depăși această neputință instituțională este monitorizarea din partea presii și a societății civile. Nu există... Ce poate face presa și societatea civilă atâta timp cât există aceste breșe în legislație care întotdeauna vor da posibilitate oamenilor deștepți și bine informați să ocolească legea? Să facă ceea ce poate, să pună la vedere publică, să nu se lase intimidată, să nu se lase speriată,
să arate hidoșenia acestui, dacă vreți, acestui fenomen care ia amploare în Republica Moldova. Mafiotizarea puterii este abia în ascendență. Și acesta este marele pericol pentru Republica Moldova, inclusiv pentru puterea din Chișinău. Ce facem în această situație? Noi am asistat chiar săptămâni... Continuăm să batem acolo unde este clar că oamenii lor întotdeauna vor rezolva problema în folosul lor și nu în folosul societății, în folosul contribuabililor? Săptămânile trecute am asistat cu toții la un spectacol în care înalți demnitari de stat se acuzau reciproc de tot felul de interese în întreprinderile de stat și așa mai departe. Este vorba de o situație clasică de conflicte de interese care ar fi trebuit să fie declarate în cadrul declarațiilor de interese personale. Ce poate să facă societatea civilă? Ceea ce face deja, adică societatea civilă a participat la expertizarea proiectelor de lege respective și a bătut alarma încă atunci când era în etapă de proiect legea conflictului de interese și a spus că nu va funcționa pentru că nu are un model și pentru că nu este clar cum se va constitui comisia de etică. S-a lăsat, cred eu, mai degrabă intenționat cu vederea acestei aspecte, pentru că nu se dorea ca legea să funcționeze. Se dorea doar să fie indusă în eroare opinia publică. Adică se face lucru pe publică, jumătate. Și în special cea internațională, că promovăm anumite standarde. Însă, dacă atunci când trece timpul și aceste standarde nu lucrează, mai apar semne de întrebare suplimentare. Atunci societatea civilă, deci a inițiat această campanie, după cum spuneam, și doar transparența este cea mai bună modalitate. Ceea ce au făcut autorii articolului respectiv, să scoată la iveală aceste interese. Ulterior, ce mai poate să fie făcut? Spuneam mai devreme că legea oferă posibilitatea de a ataca în instanță de judecată deciziile care au fost adoptate în conflict de interese. Pentru asta nu e nevoie o comisie de etică. E suficient ca orice persoană interesată. Nu a fost deocamdată precedent. Urmează ca această persoană interesată să aibă și timp și bani pentru a merge în instanță. Dar, iarăși, ar putea presa sau societatea civilă eventual să-și asume acest rol proactiv pentru a crea aceste despre precedente. Rolul proactiv vreau să o întreb și pe Eugenia Pogor ca o întrebare de final, pentru că am început cu articolul tău publicat astăzi în cotidianul Adevărul, în care se vorbește despre cei care au ajuns la cârma municipalității, e vorba despre consilierii municipali care au afaceri inclusiv cu municipalitatea, în situația când, iată, descoperim că avem doar jumătăți de măsură, jumătăți de lege. Cât de încurajator mai este acest război cu cei, cu afaceriștii care vor conduce Chișinăul? Nu este un război, este doar o luptă. Sperăm că vom câștiga războiul dacă pierdem această luptă. Eu sunt mai optimistă și cred că cu acești pași mici pentru Moldova, parafrazând din oamenii care au ajuns pe lună, vom face un pas mare într-un viitor, poate nu chiar atât de îndepărtat. Eu cred că trebuie să așteptăm și de la domnul primar, fiindcă este momentul să așteptăm un program de guvernare, care trebuie neapărat să aibă un capitol, program de anticorupție în instituțiile primăriei și a Consiliului Municipal. Da, apropo, vineri s-a examinat, săptămâna trecută au fost examinate atât proiectul Strategie Națională Anticorupție, cât și regulamentul Rămânem Comisiei Principale unor, de Etică. Rezultate concrete. Eu vă mulțumesc foarte mult, cel puțin, iată, am discutat despre cei care vor să-și facă afaceri cu municipalitatea. Trebuie să le transmitem un mesaj, suntem mai mulți aici, vom fi cu ochii pe cei care au acces la banul public. Deocamdată atât, rămâneți cu noi în câteva minute, discutăm despre patentarii care astăzi au fost în fața guvernului și au venit să discute despre florile care trebuie vândute cu sau fără patent. Rămâneți cu noi! Peste 100 de florari au blocat azi dimineață bulevardul Ștefan cel Mare din capitală. Astfel, ei și-au manifestat nemulțumirea față de faptul că autoritățile le interzic să vândă flori în baza patentei de antreprenor. Manifestația de protest a degenerat într-o altercație între polițiști și florari, în timpul căreia un protestatar și-a pierdut chiar și proteza dentară. Я знаю, что я люблю.
Comercianții de flori au recurs la blocarea străzii ca să-și arate dezacordul față de obligația de a-și reorganiza afacerea în întreprinderi individuale. Ministerele noastre, reprezentanții acestor ministerii, nu vor să soluționeze problema și am impresia că în special îi provoacă pe acești oameni de afaceri să protesteze. Oamenii spun că au activat din 2007 în ilegalitate. Autoritățile le-au dat un termen de 2 ani ca să se reorganizeze în întreprinderi individuale, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Noi dorim să ne întoarcă patentele înapoi. Nu putem lucra fără patente. Plătim patentul în fiecare lună și atâta nouă ne era convenabil. Acum, dacă avem întreprinderi individuale, noi trebuie să angajăm contabil care să ne ducă evidența florilor. Condiții pentru a ține un aparat de casă tot nu sunt. Ne-au promis că dacă devine ei la guvernare și i-am votat întotdeauna, a să ne scoată patentele, dar am uscrim și îmblăm prin toate instanțele și niciun răspuns nu primim. Să nu ne mai amendez atâta dumneavoastră, știți? Încă o dată vă spun, eu convenim ca să nu vă deranjeze pe cei care comercializați flori. De ce vă rugăm ca să vă duceți la locurile dumneavoastră de muncă și cu asta să finalizeze? Comercianții de flori în teritoriul țării sunt persoane fizice care practică activitate ilegală de antreprenoriat. Prin acest fapt, persoanele fizice prejudicează enorm bugetul, calificându-se acest fapt ca o evaziune fiscală. Consilierul Ministrului Economiei, Vitalie Kondratski, a declarat că nu este de competența Ministerului să comenteze revendicările florarilor, deși în 2007 propunerea de retragere a patentei de întreprinzător i-a aparținut chiar Ministerului Economiei. Altercații în fața guvernului despre acestea și patente și flori. Discutăm împreună cu invitații acestei ore. Este vorba de Ana Bobeică, vânzătoarea de flori, acolo în perimetrul grădinii publice a Scoarul Catedralei, și cu președintele Ligii Drepturilor Consumatorului, Roman Mihăiești. Bine a venit la Publica TV. Doamnă Bobeică, surse din guvern au spus astăzi că dreptul de a vinde flori în patentă a expirat de mult. Deja în 2007. În 2007. Și atunci cum dumneavoastră deja de 4 ani continuați să vindeți flori în baza patentei? Așa se primește. Noi în 2007 a fost termenul limită. Uh-huh. După aceea noi am trecut, nu toate persoanele au trecut, dar marea majoritate au trecut la întreprinderi individuale. Deci sunt două categorii de persoane care deja au probat pielea aceasta de întreprinzător și care stau stresați că vine inspectoratul fiscal și faceți. Asta două sunt. 2 ani de zile nu am fost terorizați, ca să spun așa. Am lucrat liniștit ca să ne putem acomoda cu această situație. Da, situația nu se schimba să continuați să vindeți mai departe în bază de patente. Asta e întrebarea mea este, dacă nu există dreptul de a vinde flori în bază de patente timp de 2 ani de zile, ce fel de rapoarte financiare făceați în baza căror mostre? Păi luam facturi de la importatorii de flori. Inspectoratul fiscal, aceste rapoarte pe care le prezentați. Noi dăm rapoartele cum le dă toată lumea cu contabilitate. Pur și simplu, noi nu putem să lucrăm în modul următor. De atât aș cerem patenta de întreprinzător, fiindcă nu este real să dăm ceea ce cer ei. Pur și simplu, la noi floarea este marfă ușor alterabilă. Dacă dimineața este frumoasă și poți o vinzi, și poți o vinzi la un preț, spre seară ea este deja... Știți și dumneavoastră cumpărați flori și cred că știți ce înseamnă asta. Și pur și simplu nu poți să faci o comisie. Trebuie să faci o comisie, să faci act de lichidare. Actul de lichidare se face la comisie din 3 persoane. Nu este posibil acest lucru de făcut și nu este chiar așa de ușor. Dar să țin eu 3 zile sau 4 zile ca să nu fac în fiecare zi să am cheltuială aceasta, eu nu pot, fiindcă dacă o țin 3 zile, veniți și dumneavoastră să vedeți ce pe de altă parte, cei de la Inspectoratul Fiscal, domnule Mihăiești, spun că acolo unde se vând flori astăzi în bază de patent, există riscul evaziunilor fiscale. Unde este până la urmă adevărul? Asta și este, să zicem așa, situațiunea, că din 2007, de când sunt interzise patentele, o bună parte din cetățenii care comercializează flori acolo și în alte locuri, știm că și la Piața Centrală mulți nu au patente, dar continuă să vândă. Nu plătesc impozite, asta e. În Republica Moldova noi ne-am deprins că statul nu ne dă nimic. Așa motivează mulți oameni. Deci trebuie să-i dau eu ceva statului. Într-un fel este o logică în asta, dar se încalcă legea. Și atunci ce facem?
mai departe. Sau întrebăm în situația acestor oameni și le dăm patente pentru că de ce a fost convenabil acest mod? Pentru că oamenii poate au dat în anul sumă oricare de bani și nu aveau nevoie. Au dat în lună. S-au dat în lună, 400 de lei. Ultima taxă așa a fost. Ultima și aveau nevoie de să ducă contabilitatea. Dar aici este o problemă care încalcă și drepturile consumatorului, nu numai drepturile de plătitor de impozite. Pentru că cetățeanul nu primește, bine, în cazul florilor nu se referă, dar la alte produse. În special la cele alimentare, când tu te duci la piață și cumperi la cineva cu patent un produs alimentar, tu n-ai nicio garanție, n-ai niciun bon de plată, n-ai nimic. Deci asta este inadmisibil. Probabil că ar trebui de găsit cumva anume niște soluții speciale pentru florari. Eu le-aș recomanda, de exemplu, să asocieze câteva 10, 100, 20, 50 într-un SRL, zate pe acțiuni, sau chiar și într-o întreprindere individuală, bineînțeles că e numai o persoană. Pentru că, de exemplu, eu știu că acolo nu sunt de multe persoane la Ștefan cel Mare. Cât sunt acolo? Nu vorba de Ștefan cel Mare. Noi astăzi am fost absolut toți florarii din Chișinău, care câte un reprezentant, 2-3 de la piață. Vă spun, trebuie să vă învățați să plătiți impozite, să fiți cetățeni corecți ai acestui stat, să înțelegeți că Republica Moldova nu este banana vai Republica, ci că aveți niște obligații în afară de drepturi. Foarte bine, dacă veți înțelege acest lucru, veți trăi foarte bine. Dar să bochezi Ștefan cel Mare cu țipete și urlete parcă au venit nemții. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, asta, Doamne ferește, dar asta se referă la persoane. Eu m-am speriat azi, mă uit, țipă femeie în stradă, Doamne ferește, mă gândeam să ies, că e un genere săritor la nevoie. Nu am sigur minte că am participat. Zic, hai să mă bag și eu acolo să salvez vreo două femei de moarte. Când acolo ele țipă pentru că nu vor să plătească impozite. Oamenii buni, haideți să-i corect. Noi vrem să plătim impozite. Dumneavoastră credeți că impozitul care îl cerem noi să-l plătim este mai mic decât ceea ce noi putem plăti? Deci aici eu v-am spus, pentru florari, vă dau o soluție. Luați un avocat, pot eu să vă ajut la urma urmei. O societate pe acțiuni înseamnă mai multe persoane asociate. Un SRL înseamnă mai multe persoane asociate. Nu trebuie să aduci toți odată să faceți câte un aparat de casă. Sau toți aveți câte un contabil. Dacă sunteți acolo permanent, să aveți o activitate permanentă. Situația a fost în România la fel în 95 sau 96, când eram la doctorat. Toți florarii de acolo nu vreau să plătească impozite și așa mai departe. A durat vreo 2 ani de zile până în Băsescu i-a pus să plătească impozite pe toți comercianții din municipiul București. Și nu n-o să repetă aceeași situație. Oamenii buni, nu vă supărați. Asociați-vă. Luați un aparat de casă pentru toți florarii de acolo. Timp de 2 ani de zile, când a fost această perioadă de nu funcționa noua lege, cea veche deja expirase. Ce ați încercat să faceți pentru a depăși această situație, doamnă Bobeică? Am mers la Ministrul Finanțelor, am mers la mulți funcționari și la multe instanțe, păi, care îmi spunea, du-te la acel lanț sau nu eu sunt responsabil și tot chestia asta. De atât așa am făcut astăzi actul acesta de protest, fiindcă când... Da, guvernul când a decis, fiecare, patentele sunt scoase din ca modalitate de afacere. În situația respectivă, întreprinderea individuală sau SRL-ul, așa cum spune domnul Mihăieș, de ce nu sunt acceptate? Eu i-aș invita pe toți care ne propun soluții o săptămână să vină să lucrez cu noi. Dar astăzi ați fost la guvern. Ce v-a promis guvernul? Mie personal nu mi-a promis nimic. A fost un grup de inițiativă cu doamna Magdalena Percic. Dumnezeu a ieșit, după care ne-a spus că până la data de 21 iulie, acum, se va hotărâ întrebarea pozitiv în favoarea noastră. Noi am fi recunoscători. Noi nu vrem să fugim de cineva sau să plătim amenzile acestea odată în nu știu cât timp. Taxa pentru patent acum este 400 de lei. Din declarațiile pe care le-ați făcut, am înțeles, sunteți de acord ca această taxă să crească cu până la 30%. Asta ar însemna vreo 500 de lei. Taxă lunară. Pe de altă parte... Justiție, vreau să-i spun acești oameni. Dacă nu s-ar fonda depinde individuale sau SRL-uri, s-ar putea întâmpla că aici nici n-aibă venituri, să aibă venituri zero. Noi și așa adică nu avem venituri. Doar le-ar conveni. Ei nici nu știu ce înseamnă SRL. Sau întreprinderi individuale, doar trebuie un contabil bun să le explice chestia asta. Pentru că vouă, noi în mod normal, nu avem nevoie de forme noi, organizatorii cu juridici. Noi avem nevoie să lucrăm. Eu lucrez, eu cresc flori și le vând. Stimată doamnă sau domnișoară, dumneavoastră, veniți flori aici, nu e o problemă. Dar uitați-vă, dumneavoastră, sunteți consumatori de produse alimentare, corect? Când mă duceți în piață și vă dă cineva... Florile nu le mănâncă nimeni, domnule. Păi eu vă spun, aici e o situație specială la flori, dar eu vorbesc în complex. Dacă îți dăm patente la flori, să le dăm și la cei care vând produse alimentare, corect? Dar ăsta, te duci la piață să iei produs alimentar, dacă el e cu patente, ce-ți spune el? Nu-ți dă bon de casă, nu-ți dă nimic. Cumperi un produs care nu este asigurat. Tu nu știi ce ai cumpărat. Deci să înțelegem că statul încearcă să controleze fluxul de bani în afacerile cu flori. Asta ar fi interesul statului astăzi. În 2007, când mi s-a terminat noua activitate, eu am citit pe internet
Care e motivul? Motivul era acela că se fac evaziuni fiscale, sunt persoane, firme mari care motivul rămâne același mulți, mulți bani pe spatele acestei forme de organizare. Eu sunt de acord cu dumnealor, dar sunt oamenii simpli care nu au nicio legătură cu acești bani. Da, și noi suntem aici. Spuneți că unii colegi ai dumneavoastră au încercat să-și înregistreze întreprinderi individuale. Au înregistrat. Eu personal am înregistrat. Și care este rezultatul? Rezultatul este amenzi usturătoare deja achitate și de 2-3 zile în urmă mai am încă un act și trebuie să mai achit și a treia amendă. Dacă situația ar fi menținută cu patent, acolo amenzile nu sunt. Păi bine, de ce ar trebui să-mi iei mie? Anul trecut am achitat 12.000 și jumătate de lei. De ce ar trebui să vii să-mi iei banul totodată? Dacă eu aș putea să nu fiu criminal și terorist în stat, să plătesc ca un cetățean normal patenta sau numiți-o altfel, dacă nu vă place cuvântul patentă, denumiți-o altfel. Bine, dar voi cine plătim o impozită. Cine o să ducă evidența? Evidența trebuie aparat de casă. Nu putem duce, nu suntem în Evul Mediu, stimați nu domn. Nu putem la flori duce evidența. De ce nu puteți duce evidența? Florile se vând cu bucata până la urmă, nu? Se vând cu bucata și se aruncă cu grămada. Păi faceți pierderi, faceți acte de pierderi, care e problema? Nu vreți să duceți contabilitatea, la noi Moldovanul s-a învățat așa. Statul ăsta nu-mi dă nimic, eu știu cum vorbesc cu oameni. Apropo, și eu am vândut flori când eram student. Eu știu ce înseamnă să vinzi flori. E un business foarte profitabil. Acolo pentru loc se plătește mită la bandiți și la polițiști unde stau la Ștefan cel Mare. Ei nu spun tot adevărul, eu știu câți bani se fac acolo. Acolo sunt oameni foarte bogați care stau la flori. Deci, în situația respectivă, nu stau oameni săraci. Așteptați data de 21 iulie, vine guvernul și zice nu este posibil să mergem cu patentă. Mai departe? Ce o să facem? Să se bagă sub troleibus, dacă ce o să facă. În loc să plătească impozite și să ascultăm și este și o modalitate mai democrată. Ce să închidem gheretele. Deci este posibil și așa ceva? Sigur. Deci în situația respectivă, doamna Bobeică, credeți gheretele, pentru că eu vă spun sincer, eu știu ce înseamnă business-ul de flori. Sunt milionari toți în lei, majoritatea de acolo. Mă vedeți milionară? Pe dumneavoastră nu, personal nu vorbesc nimic. Probabil că sunt dar cei care stau acolo sunt oameni bogați. Puțin milionari în flori. Aduc flori din Olanda. Foarte puțin. Cât costă un trandafir? Noi nu vorbim despre florile din Olanda. Eu nu sunt importator. Nu stați de vorbă cu importatorii, o să discutați cu ei. Deci după 21 s-ar putea să nu mai avem flori. Asta ar fi ideea pe care nu, flori ar să fie. Flori să fie. Dar vândute de către SRL-uri și întreprinderi individuale. Păi noi totuși sperăm să hotărască pozitiv. În favoarea noastră. Sperăm și noi după 21 iulie revenim la acest subiect să vedem până la urmă dacă guvernul va avea flori în fața sediului și cine le va sedi. Rămâneți cu noi în câteva minute, discutăm despre Consiliul Suprem de Securitate și ședința de astăzi. Am revenit în studio. Președintele interimar al țării, Marian Lupu, a convocat astăzi a doua ședință a Consiliului Suprem de Securitate de la constituirea acestuia în noua sa componență. Acum 3 luni, membrii Consiliului au discutat situația criminogenă din țară în contextul mai multor crime grave înregistrate la începutul lunii aprilie, precum și probleme ce țin de disciplina militară în cadrul Armatei Naționale. Astăzi, membrii Consiliului Suprem de Securitate urmau să revină la rezultatele anchetelor pe marginea crimelor din primăvară, dar și să ia în dezbateri problema transnistreană. Care sunt rezultatele acestor discuții și ce urmează după prezentarea rapoartelor în cadrul Consiliului Suprem de Securitate? Aflăm de la invitații acestei ore. Este vorba de politicianul Iurie Roșca, președintele Consiliului Fundației pentru Promovarea Reformelor în domeniul Justiției, Securității și Apărării, Valeriu Pleșca, și fostul ministru al Securității Naționale, Anatol Plugaru. Bine ați venit la Publica TV! La reședința de stat, unde are loc ședința Consiliului Suprem de Securitate, este și colega mea, Svetlana Munteanu, de la care aflăm mai multe informații. Bună seara, Svetlana! Ce se întâmplă acum acolo? De 2 ore deja Consiliul discută. Cine a ieșit, cine a intrat? Bun găsit, ședința Consiliului Suprem de Securitate continuă fără premierul Vlad Filat, care a plecat acum câteva minute. Consiliul discută acum situația creată după ultima rundă de negocieri în formatul 5+2 care a avut loc la Moscova și coordonează pozițiile organelor de stat pentru continuarea dialogului privind reglementarea transnistreană în septembrie. Consiliul de asemenea analizează situația criminogenă din țară, în special crimele deosebit de grave comise în ultimul
mult timp. Explozia automobilului din centrul capitalei, în urma căreia a murit președintele Federației de Tenis Igor Țurcan, dar și uciderea cuplurilor tinere din Durlești și Ialoveni. Marian Lupu susținea că elucidarea acestor crime este o chestiune de onoare pentru conducerea Ministerului de Interne. Așadar, chestiunea de onoare durează deja de 3 luni de zile, cel puțin de la înregistrarea primelor omucideri de la Durlești și Cahul, Ialoveni. Cum se explică acest lucru? Nu s-a mai auzit nimic. Atunci li s-a cerut ministerilor de forță să vină cu rezultate. 3 luni de zile au trecut. Iată că s-a înregistrat acum o lună de zile o altă omucidere. Este vorba de omul de afaceri Igor Țurcanu. Nimic nu se aude. Domnule Roșca, ce explicați? Nu se aude la Consiliul Suprem de Securitate, însă presa este plină de dezvăluiri care vorbește despre faptul că actualmente în Ministerul de Interne din Republica Moldova există destule elemente criminale care ocupă funcții cheie și care se ocupă de trafic de țigări și alte genuri de crimă. Prin urmare, avem o organizație care nu este în stare să lupte cu criminalitate, pentru că ea însăși este implicată în tot felul de activități dubioase. Ministerul de Interne nu a fost reformat, este condus de un om depășit din vechiul sistem, nu a fost demilitarizat, nu a fost modernizat. Prin urmare, calitatea resurselor umane care conduc astăzi Ministerul de Interne Republicii Moldova este discutabilă. De aceea, să așteptăm rezultate rapide, nu cred că este cazul. Criminalitatea a crescut și pentru că autoritatea poliției a căzut. Odată cu 7 aprilie și toată linșarea publică a polițiștilor, ca instituție care apără ordinea publică și dreptul fiecărui cetățean, criminalitatea și-a ridicat capul. După aceea se știe foarte bine că există conexiuni foarte interesante între lumea criminală și actuala guvernare. Prin urmare, numai cine nu vrea nu comite crime astăzi, pentru că dacă ai bani destul, te înțelegi și la procuratură, și la Ministerul de Interne, și la judecată. Asta e mare problemă. Sistemul organelor de drept nereformat, justiția vulnerabilă, sunt cele care proliferează criminalitatea în Republica Moldova. Se vorbește în țara asta deja de mai bine de jumătate de an despre reformarea poliției. Au mers delegații și în Georgia, și în România, și la Viena ca să discute ce facem, cum facem. Eu vreau să vă amintesc că guvernul Filat se bucură de un sprijin extraordinar, nu numai ca PR și mediatic, care este suficient, dar guvernul Filat are suficienți consilieri care reprezintă țările membre ale Uniunii Europene. Fiecare ministru mai important are câte un comisar european în spatele lui, care știe foarte bine cum trebuie reformat, de pildă, Ministerul de Interne. Și atunci de ce nu se reformează? De ce nu se discută asta la Consiliul Suprem de Securitate? V-aș întreba și eu de ce există o juncțiune foarte interesantă între premierul Filat, Ministerul de Interne, Serviciul Grănicer și Serviciul Vamal. Iată cele trei instituții care coordonează contrabanda în Republica Moldova. Domnule Plugaru, dumneavoastră ce spuneți? Ce ar trebui să se discute la Consiliul Suprem de Securitate și nu se discută? Temele puse în ordine de zi a ședinței de astăzi sunt și tocmai cele care trebuie să se discute în permanență. S-au discutat și în primăvară, cel puțin, situația criminogenă. Credeți că s-au schimbat cumva accentele? Să nu credem că este ușor de descoperit asemenea crime. Uneori nici ani nu-ți ajung, nu tocmai săptămâni sau luni. Dar este adevărat că și eu am fost printre cei care chiar din primele ore în ceea ce ține de asasinarea lui Țurcanu, am atenționat opinia publică, inclusiv actualul ministru de interne, că în cadrul Ministerului de Interne ar putea fi persoane neinteresate în dezlegarea, în descoperirea acestei crime, ar putea fi chiar oameni care vor pune anumite piedici. În discuțiile care le-am avut cu ministru și cu alți funcționari de acolo, am fost asigurat că se vor lua măsurile respective și vreau să cred că anume așa și va fi. Și vreau să cred că aceste crime totuși vor fi descoperite, pentru că, într-adevăr, în joc este prestigiu. Descoperite de dragul ședinței Consiliului Suprem de Securitate sau de dragul siguranței în țară? De dragul exercitării obligațiilor funcționale în virtutea acestor lucruri. Dacă îmi permit să adaug la ce spuse de domnul Plugaru, doar o scurtă remarcă. Întrucât în presă au apărut o serie de dezvăluiri și învinuiri concrete adresate unor ofițeri superiori ai Ministerului de Interne, întrebarea este: de ce primul ministru nu a dispus ministrului de interne suspendarea din funcție a acestor demnitari până la investigarea cazului respectiv? Mă refer la cazul asasinării lui Țurcanu și la cazurile legate de traficul cu țigări. E foarte interesant. Nimeni nu a fost suspendat, nimeni nu a fost înlocuit. Nu știu ce face și Procuratura Generală. Parcă Procuratura Generală trebuie să vegheze și asupra ce se întâmplă în Ministerul de Interne. Trebuie să înțelegem că în asemenea condiții, numai o clipă, actualul ministru nu-i vine ușor. Este
foarte și foarte greu și el are nevoie de susținerea guvernului. Nu, dacă nu vine ușor, este soluție foarte simplă. Își dă demisia și vine altul mai capabil, care se descurcă în astfel situație. Susținerea asta pentru ministrul de interne din partea cui trebuie să vină? Din partea angajaților sau din partea conducerii de vârf? Ca să rezolve problemele cu care se confruntă. Susținerea o are fiecare din specialiștii din ministerul respectiv, atunci când are deplină încredere că fiecare zi când vine la serviciu are susținerea din partea guvernului, conducerii ministerului, este clară sarcina cu ce trebuie să ocupe și în cazul când au niște sarcini specifice, speciale, cum spune domnul Roșca, respectiv în restul ei se ocupă cu alte probleme în mână decât acelea care trebuie să le rezolvi zi de zi. Dar aș vorbi câteva aspecte, eu știu, vis-a-vis de ședința totuși Consiliului Suprem de Securitate. Da. Noi, în repetate rânduri, ne-am expus, atât societatea civilă, experții în domeniu, că actuala structură a Consiliului Suprem de Securitate nu este deloc funcțională, nu are niciun efect ședințele care au loc. Mai mult ca atât, noi am efectuat un studiu prin care am propus ca modificările în componența Consiliului să fie în așa gen ca specialiștii în domeniu să pregătească ședințele. Nu funcționarii din ministerele care vor fi ascultate în cadrul Consiliului să pregătească ordine de zi și materialele respective. Specialiștii, poftim, de care îi vedem deseori și la posturile de televiziune, să expun vis-a-vis de securitatea alimentară, cazul Franzeluța, crimele grele și destul de grele, grave, mai bine zis, se pregătesc aceste teme, după care vin oficialii responsabili și aduc informații necesare, după care Consiliul poate să adopte decizii, să oblige, să dă ei consultări și așa mai departe. În felul în care se activează astăzi, a fost preluată o structură veche, convenabilă precedentului președinte, prin care treceau niște întrebări necesare pentru a rezolva probleme, și nici de cum nu a fost preluată. Mai mult ca atât, s-a îngreunat cu o componență destul de 15 numerică, 15 la număr. În aceeași România, dacă nu greșesc, sunt 11 persoane. Aici sunt 15. Acolo unde sunt 8 servicii speciale. Da. Așa, în România. Zi de zi deci fiecare director de serviciu este acolo. Din cumul acestor probleme, noi avem restanțele țând de situația criminogenă din societate, atmosfera de lucru în organele de forță și așa mai departe. Dar ce poate face acest Consiliu Suprem de Securitate în situația când fiecare minister nu este capabil să rezolve problema din curtea sa? În primul rând, președintele Consiliului Suprem de Securitate, domnul Marian Lupu, are tot dreptul să someze șefii de instituții care au în sarcină să rezolve astfel de situații, să-și facă datorie, iar dacă nu, să le ceară demisia și să ceară primului ministru să-i propună alte candidaturi. Credeți că e posibil acum să someze Marian Lupu pe cineva? Da, bineînțeles. Are tot dreptul constituțional. Eu nu vorbesc acum despre spiritele incendiate din sânul Alianței. Eu vorbesc despre normele constituționale și de drept și de obligația oamenilor de stat care conduc Republica Moldova. Dragul meu, nu te descurci, du-te acasă. Eu vă dau un singur exemplu, foarte particular, profit de ocazie. Am avut ocazia să contactez de câteva ori, să stau de vorbă cu noul general, domnul ministru Chetraru, domnul director al Centrului Anticorupție Chetraru. L-am sunat în repetate rânduri. I-am scris și un SMS, se poate verifica la centrală. Da? Domnule Chetraru, vreau să vă ajut să descoperiți un caz de luare de mită, 25.000 de euro, de către un doctor foarte cunoscut. Până astăzi nu mi-a răspuns. Da, de ce? Dar dacă cumva doctorul respectiv din partidul nostru sau din partida noastră? Eu sunt cetățean de rând care am încercat să sesez un caz, eram gata să particip la organizarea acestui flagrant, pentru că viza o rudă de-a mea. Niciun efect. Și pot să vă aduc exemple de astea câte vrei. Și în situația în care acest Consiliu este o instituție formală, maxim ce poate face, poate face din deget, și în situația când ei nu lucrează, mai mult mimează această pseudo-activitate, pentru că, până la urmă, cu ce o să termine? Uite, vor să demonstreze acum unul altul, cu punem în ordine zi problema asta, uite și asta, poporul vede că noi lucrăm și cu asta și o să se termine. Țara are nevoie de altfel de administrare, asemenea proces. Eu am vorbit în repetate rânduri, nu știu, la dumneavoastră îmi pare că nu, dar este nevoie, în această ordine de idei, de un Consiliu Coordonator, de o instituție, din codul celor banilor care sunt alocați, nu trebuie formate altele, care ar coordona activitatea acestor organe, a interne,
organelor a securității, a procuraturii, așa, ne amestecându-se în activitatea lor. Lugar, altfel, de fapt, numai o glibă, de fapt, nimeni nu conduce acest proces, nimeni nu-l dirigează, nimeni nu-l coordonează. Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Lupe este așa un fel de, cum se cheamă, abifa. Da, abifa. Și atâta e tot. Domnule Pleșcă. Nu văd nicio problemă când de la caz la caz pot să înturnească conducătorii ministerilor de forță, cum a avut loc și pe timpuri. Procurorul general înturnea, ministrul de interne... Din propria inițiativă. Din propria inițiativă și respectiv stabilea întrebarea. Domnule ministru de interne, acum 3 luni de zile ați fost somat de către prim-ministru să dați răspuns la crimele de, cu rezonanță în problemă, societate. Domnule, că mă dai un administrator cu experiență. Da. Trebuie să fie cineva care să-i convoace, care să-i strunească, care să-i pună la lucru. Nu, de ce ocazie? El nu are ce mine funcție. Nu. Este o coordonare politică. În situația poate să-i pună la lucru pe așa care supraveghează executarea așa a fost legislației, inclusiv organele de interne. Secția organă administrativă ne-am lucrat eu. A fost și după asta. Revenim la modelul sovietic, domnule Pugaru. Nu, este universal, nu este vorba de sovietic. Și nu a fost tot rău ce a fost în timpul sovietic. Cine v-a spus chestia? Întrebarea mea tot rămâne. 3 luni de zile au trecut de atunci. Ne întâlnim astăzi la Consiliul Suprem de Securitate ca să discutăm încă o dată despre cele care nu s-au făcut sau trebuie să venim și cu niște rezultate, iar cei care nu vin cu aceste rezultate să fie somați. Despre asta este vorba, că astăzi a avut loc o discuție despre, noi putem presupune, știm doar temele, ce concluzii s-au luat, ce declarații se vor face, ce modificări de cadre se vor face. Poate se va reformata majoritatea. Dar nu se schimbe nimic, punem guvernanței. Acum, Marian Lupu încearcă să o ia înaintea premierului, pentru că în jumătate de oră așteptăm o declarație a premierului. Mă rog, poate să o ia înainte, că e dreptul lor să concureze între ei. Nu este o pur și simplu coincidență, ședința Consiliului de astăzi. Eu pentru vă dau... că întrebările care se discută acolo, într-un fel, pot fi prezentate pentru prim-ministru ca slăbiciunea în activitatea dânsului și în activitatea guvernului. Da, noi nu cunoaștem doar toată adică agenda. Cine pe cine? Robu este de la PLDM, atacă asupra, nu se descoperă crimele. Cu transmisia nu face nimic, cu toate se mai mișcă. Există două instituții. Vor vorbi ce cauți mai filat la stadion, la terasă. Nu, și corect, mai ales în stare de ebrietate. Acum este alt aspect. Procuratura Generală... Facem legătură cu reședința de stat, acolo unde Marian Lupu vine cu o declarație pe marginea ședinței de astăzi. Au fost puse în discuție două mari subiecte. Primul, elaborarea unei abordări strategice privind soluționarea problemei transnistrene. Vreau să vă spun că cel puțin în ultimii ani este prima oară când pe o platformă comună pe care o reprezintă Consiliul Suprem de Securitate, noi punem în discuție acest subiect. Avem și argumente și necesitatea de a proceda în acest fel. Această problemă este una care depășește net mandatul doar a Parlamentului sau doar a Guvernului sau doar a instituției prezidențiale. A fost nevoie de elaborarea unei poziții comune, iar Consiliul Suprem de Securitate exact este platforma care face să se întrunească toate ramurile puterii de stat. Acceptând această idee, am audiat informația prezentată de domnul Karpov. Am ajuns la un numitor comun în ceea ce privește viziunea noastră asupra acestei problematici și pașii ulterior care trebuie să fie întreprinși. Pentru acest scop a și meritat discuția acestui subiect. În continuare, el va fi periodic reintrodus pe ordinea de zi, funcție de evoluția situației în procesul de negocieri, de la etapă la etapă. Cel de-al doilea subiect pus în discuție, am insistat să fie prezentată o informație de către organele de resort privind mersul anchetei pe cazurile crimelor deosebit de grave și excepțional de grave. Aici mă refer și la omorurile în serie, aici mă refer și la explozia care s-a produs nu atât de mult în centrul orașului, aici mă refer și la cazul Baghirov, aici mă refer și la cazurile de banditism în adresa unor lideri din sectorul agro-industrial, atât în zona de nord a țării, cât și în zona de sud-est a țării. Aceste informații au fost prezentate. Pe o parte din ele, fără a deschide parantezele, fiindcă nici nu pot să o fac, pe o parte din ele s-a înregistrat un progres substanțial și în timpul cel mai apropiat aceste cazuri vor fi prezentate în instanța de judecată. Pe alte cazuri se mai muncește în continuare. Am fost detaliat informați referitor la mersul anchetei.
am convenit asupra unui set de acțiuni și de raportare pentru perioada săptămânilor și lunilor care vin. Pe scurt, v-am relatat despre conținutul ședinței de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate. Haideți așa, am ajuns la concluziile necesare. Important este că nu s-a manifestat o situație de opinii diferite referitor la aceleași căi de negociere, referitor la principiile de bază, de exemplu, a un eventual statut a regiunii transnistrene. Va fi elaborat un proiect de strategie într-o perioadă imediat ulterioară privind abordarea a problematicii transnistrene și acest proiect de strategie, ca rezultat a discuțiilor de astăzi, va fi examinat și aprobat de către Consiliul Suprem de Securitate, probabil deja în toamna acestui an. Poate început de toamnă. Haideți să nu uităm că problema despre... regiunea transnistreană este un principiu pe care l-am anunțat de mult timp. În mod evident că statul Republica Moldova acceptă acordarea unui statut special regiunii transnistrene. Deci nimic nou n-ați auzit de la mine acum, este un lucru absolut firesc, dar gândesc eu că detaliile a ceea ce numim un statut, asta deja este materie a procesului de negocieri. Ceea ce am discutat noi aici, poziții principiale, sau să spun așa, principii, care ar marca un coridor al derulării acestor negocieri vis-a-vis de partea de conținut cât a statutului, cât și partea de conținut a altor elemente din procesul de negocieri. Во-первых, нужно отходить от того, что пока что стратегии нету, и тот закон, о котором вы говорите, закон 2005 года, если я по памяти правильно вспомню, это был закон о базовых принципах урегулирования вопроса и статуса Приднестровья. Давайте будем исходить вот из чего. Будем исходить из того, что, как гипотеза, предположим, что мы подошли к окончательному этапу официальных переговоров, и что мы определили не только элементы этого статуса, но и его полное содержание. И прекрасно с вами отдаем отчет, что тот самый этап – это всего лишь окончание процесса переговоров, но это начало процесса реализации данной модели. А это означает достаточно серьезный пересмотр целого ряда законов. И это абсолютно естественно, потому что... Давайте так. Мы говорим о том, что на сегодняшнем этапе должны наша задача вновь обеспечить начало официальной фазы переговоров. Это очень важно. Столь долго, сколь по Приднестровскому вопросу не отмечаются официальные переговоры, мы с вами прекрасно понимаем, что ничего не движется вперед. Абсолютно никакие разговоры. Отсутствие официальных переговоров означает отсутствие площадки для продвижения вперед данного процесса. Вот это первоначальная задача, которую мы перед собой ставим. В дальнейшем, это и есть суть переговорного процесса в формате 5+2, для того, чтобы обеспечить наполняемость того, что мы с вами называем статус этого региона. На сегодняшний день вообще преждевременно об этом говорить, не преждевременно говорить о нескольких принципах, которые были объявлены абсолютно публично. Это принцип суверенитета, независимости, территориальной целостности Республики Молдова. И, безусловно, это принцип, чтобы воссоединенное государство было функциональным. Вот отходим именно от этих точек. Дальше это будет дело переговорщиков, которые, безусловно, будут иметь мандат Высшего Совета Безопасности по уходу, скажем так, на мезо- и микроуровень в процессе переговоров как таковых для определения реального конкретного статуса. Вопрос совсем не такой простой. Я бы не стал ни спекулировать, я бы не стал ни упрощать, играя дефинициями. Потому что в мире есть разные модели. Мы с вами можем найти статус автономии, как форма автономии, на самом деле гораздо более мощная, чем автономия, или слабее, чем банальное, упрощенное восприятие этого слова.
Не будем забегать вперед, это процесс кропотливый, это процесс осторожный, это процесс, который должен быть продуктивным, и ему не надо будет мешать, а помогать. Вы знаете, да вот и посмотрим, если будет на то момент, будет на то необходимость. Посмотрим, что будет сказано сегодня, пообмозгуем, и дальше будем принимать решение. Eu nu cred, pe mine nu mă frământă această idee, fiindcă avem foarte multe lucruri de făcut, a ieșit omul, va spune ce va spune, vom asculta frumos și el și mai departe vom decide. Cât mai des, și atât și fracțiunea PLDM, Ghedri a acuzat aliații că nu susțin reformele. Deci asta e ideea care cel mai des acum se vine din partea aceea. Cum comentați și ce ați răspuns? Întâi de toate, nu cred că este ține de nivelul meu să comentez declarațiile unui șef de fracțiune, fiindcă există altă fracțiune care ar trebui să intre în dialog, dacă un asemenea dialog se promovează. Din punctul meu de vedere, o asemenea poziție nu este deloc temeinică. Și am și argumente în această favoare. Tot ce a format temă de discuție zilele, săptămânile, lunile trecute, cazul la 2-3 întreprinderi, categoric nu se încadrează, din punctul meu de vedere, în ceea ce aș numi eu agenda de reforme. Astea nu sunt reforme. O clipă, n-am terminat. Eu v-aș duce la programul nostru de guvernare și aș spune că, în asemenea domenii de maximă importanță și reforme, precum ar fi reforma și eficientizarea sistemului agrar, sectorul agrar, agricultura. 65% din oameni locuiesc în această zonă. Reformele în sistemul de educație. Reformele în sistemul de ocrotire a sănătății. Reformele în multe alte domenii. Dacă o să ne uităm cu multă, multă atenție, noi nu că nu o să găsim blocaje. Noi cu dumneavoastră până acum nu o să găsim nici proiecte de legi care au fost înaintate la Parlament. Ele nu sunt. Deci dacă este să vorbim de aceste domenii strategice cruciale, e straniu să vorbești de blocaje atunci când nici nu înregistrezi mișcări concrete, elaborări și înaintări de proiecte de legi. Ce știm noi, cei din Parlament, până ziua de astăzi, despre reforma sistemului de educație? Nimic. Niciun proiect de lege nu a fost înaintat. Ce știm noi, cei din Parlament, despre reforma care se pregătește sau poate se face în domeniul ocrotirii sănătății? Nimic, fiindcă niciun proiect de lege în sensul ăsta nici n-a fost înaintat. Pe de altă parte, avem și alte argumente. Ghiliotina 2+, trei proiecte care au fost examinate în prima lectură de către Parlament săptămâna trecută. Dar știți oare dumneavoastră că toate aceste trei proiecte, către luna februarie, anul curent, au fost prezentate la guvern, finalizate. 6 luni de zile, ele nu au intrat în Parlament. O altă întrebare. Deci eu gândesc că abordarea referitor la problemele de reformă, eu aș prefera că ele să fie unele profesioniste. Noi avem responsabilitate și trebuie să avem competență să promovăm aceste reforme de o manieră profesionistă, dar nu să le folosim în jocuri de poziționare politică. Este ferma mea convingere. Și iată că în același cadru, în același subiect, vreau să vă spun că astăzi i-am preîntâmpinat și de fapt i-am informat colegial pe colegii noștri din Parlament, cu toate că mai mulți solicitau ca sesiunea Parlamentului de primăvară-vară să se încheie către mijloc de iulie, am propus și a fost acceptată ideea ca sesiunea ordinară să se încheie potrivit regulamentului în ultimele zile a lunii iulie. Însă, am rugat înțelegerea lor că ar exista o posibilitate ca eu să convoc o sesiune extraordinară pe parcursul lunii august. De ce? Vorbim de reforme. Până ziua de astăzi, în Parlament nu a fost prezentat un foarte mare pachet și important pachet de legi privind reformă, și aici mă refer la politica bugetar-fiscală pentru anul viitor. Ultimii 5 ani de zile, politica bugetar-fiscală a statului, ba mai mult, ultimii 6 ani de zile, era adoptată numai târziu de sfârșit de iulie. Excepția a fost anul 2009
situația electorală. 2010, situația neclară. Și nu aș vrea ca anul 2011 să fie și acesta o excepție. Fiindcă către 1 octombrie anul curent, în Parlament trebuie să fie prezentat proiectul legii bugetului. Cei care sunt din domeniul economic își dau foarte bine seama că nu poți să elaborezi un proiect de buget dacă nu ai politica fiscală pentru perioada anului viitor. Ne mai vorbim de faptul că mediul de afaceri și sfera economică din țară ar trebui să cunoască ce îi așteaptă ca politică fiscală a statului nu cu o săptămână înainte de ziua de 1 ianuarie anul viitor, ci cu cel puțin jumate de an înainte de punerea în aplicare a acestei politici. Foarte importante pentru investiții, pentru formarea de noi locuri de muncă, pentru calculul care trebuie să fie efectuat și de către administrația publică locală pentru bugetele lor, programe economice și sociale și tot așa înainte. Iată de ce eu sper că într-un timp apropiat executivul ne va prezenta politica fiscal-bugetară pe anul viitor și pentru a asigura examinarea și adoptarea acestuia, Parlamentul ar putea în luna august să se convoace într-o sesiune extraordinară. De ce insist asupra acestui lucru? Pe un foarte simplu motiv. O schimbare cât de mică în politica fiscală poate să ducă la o modificare cardinală a tuturor calculurilor din bugetul țării. Și ca să nu alergăm atunci, prin noiembrie-decembrie, este foarte rațional ca această reformă și, de fapt, această planificare strategică să o facem acum. Mai există încă un pachet de legi, amendamente la circa 55 de legi pregătite de Banca Națională, care la fel nu a ajuns încă în Parlament. Deci eu aș vedea o agendă prioritară care ar putea să ceară activitatea Parlamentului țării și pe durata vacanțelor regulamentare. Deci puțin mai târziu cred că ne vom orienta în situația concretă din momentul în care vom avea datele când totuși sunt prezentate aceste mari proiecte de reformă în Parlamentul țării. Prezentul la câinile care care dintre ele urmează să fie soluționate? Deci eu nu sunt în drept acum să deschid parantezele, fiindcă există și confidențialitatea anchetei, vă dați bine seama. Deja pe parcursul lunii august, cel puțin câteva din aceste cazuri, deja argumentate și pregătite, vor fi transmise în instanța judecătorească. Și credeți-mă că, da, într-adevăr, este vorba de cazuri de crime deosebit de grave, crime banditism, atacuri la persoane, respectiv, mai departe, tot prin intermediul platformei de Consiliului Suprem de Securitate, vom monitoriza și mai departe, ca să mă asigur eu și colegii din cadrul Consiliului că toate aceste crime vor fi duse, aceste anchete vor fi duse până la bun sfârșit și ele vor fi descoperite. Cu siguranță, pardon? Cu siguranță, nu încercați să mă descoateți, fiindcă asta a fost răspuns la întrebarea dumneavoastră. Mai încă ultimele trei întrebări. Este o chestiune de onoare pentru conducerea acestor instituții, inclusiv și MAI, în ultima instanță, este o chestiune de onoare pentru noi toți, cei din conducerea Republicii Moldova. Despre cazul Patriot, poți să ne spuneți măcar ceva, doamne, că procuratura face. Noi înțelegem că este ancheta, dar dumneavoastră credeți că Patriot, într-adevăr, a fost implicat în organizarea Ne pristăiu eu divleață. Asta în sensul fac o remarcă. Eu înțeleg că pardeți de curiozitate, fiindcă asta vă este meseria, să aveți cât mai repede informații complete în acest sens. Cazul Baghiro a fost raportat destul de detaliat în acest sens. Ancheta merge și ea trebuie să meargă înainte și nimeni nu are dreptul să se implice nici pe dimensiune politică, nici pe dimensiune diplomatică. Concomitent, din momentul în care este vorba de un cetățean unui stat străin, toate rigorile legii trebuie să fie respectate. Eu mă refer la drepturile omului și credeți-mă că și componenta 1 și componenta 2 va fi asigurată pe deplin. Și ultima întrebare. Domnul Marco a fost la
La partea a doua întrebării, îl abordați pe domnul Karpov, cred că ar fi foarte și foarte corect din punct de vedere etic și deontologic. El mi-a raportat, însă eu nu sunt mass media. Voi sunteți mass media, ați mers și l-ați întrebat. Eu, pe de altă parte, nu sunt purtătorul de cuvânt a domnului Karpov, vă dați seama. Partea întâi, da, cu fotbalul. Areți așa, de fapt eu nu sunt un fan foarte, foarte mare al fotbalului, de obicei mă interesează meciurile având ca protagoniști pe cei din selecționata Republicii Moldova. Cam asta ar fi un răspuns foarte sincer și foarte deschis la întrebarea dumneavoastră. Sincer să vă spun nu. La moment. Вы знаете, политическая договоренность была достигнута в рамках встречи. Дальше были даны указания правительственным структурам нашего соседнего дружественного государства для того, чтобы изменить соответствующее постановление, если я не ошибаюсь, 445 как номер. Потому что в любом правовом государстве важно и политическое решение, кое было достигнуто. Также было достигнуто политическое решение по проведению осенью очередного заседания межправительственной комиссии. А до тех пор будет организована рабочая встреча двух сопредседателей данной комиссии. Помимо этого, помимо политических решений, они были высказаны, есть и процедурные вопросы. Как то заседание Кабмина Украины для того, чтобы были внесены необходимые изменения и поправки в соответствующий правительственный документ. Haideți să spun așa, cred că voi evalua opoziția mea în acest sens după sfârșitul acestui an. De aici încolo vă las la latitudinea dumneavoastră să vă gândiți de ce. În mod evident, e nevoie, pe de o parte, e nevoie absolută de promovarea unor măsuri pentru consolidarea încrederii între cele două maluri, promovarea unor proiecte care ar facilita circulația persoanelor, mărfurilor, serviciilor, fără doar și poate. Totodată, pe de altă parte, e nevoie să ai încredere deplină că partenerul cu care discuți este sincer cointeresat în reglementarea și în soluționarea acestei probleme. Nu, de fapt, toți acești ani ne demonstrează că domnul Smirnov, nu că nu sunt eu sigur, toate declarațiile făcute de domnul Igor Smirnov erau foarte și foarte tranșante în acest sens. Niciun fel de reunificare, relație dintre două state și tot așa înainte. Cam puțini factori sunt care să mă facă să mă gândesc eu că omul și-a schimbat poziția și va fi un partizan înflăcărat al ideii de reunificare a statului Republica Moldova. Вот думайте, думайте, еще раз думайте. О сера бунар. Au fost declarațiile președintelui interimar Marian Lupu la ieșire de la ședința Consiliului Suprem de Securitate. Cele două probleme la care s-a referit Marian Lupu țin de elaborarea unei abordări strategice din partea Consiliului Suprem de Securitate pe marginea soluționării problemei transnistreane. Marian Lupu a spus că această problemă depășește Parlamentul, de aceea trebuie abordate împreună cu celelalte structuri din țară și a promis că în toamnă va veni cu o strategie pe marginea acestei abordări. Totodată, Marian Lupu a menționat că situația criminogenă din țară a fost un alt subiect care a fost discutat astăzi la Consiliul Suprem de Securitate. El a menționat că s-a înregistrat un progres substanțial, dacă ar fi să-l citez, în ceea ce privește descoperirea celor câteva crime care s-au produs în Republica Moldova în primăvară și în vara anului curent, dar a refuzat să spună despre ce fel de progres substanțial este vorba. A menționat doar că mai multe informații vor fi făcute publice atunci când dosarele vor ajunge în instanță. Rămâneți cu noi, revenim imediat la aceste declarații după publicitate. Dincolo de declarațiile făcute pe marginea discuțiilor care au avut loc în Consiliul Suprem de Securitate, Marian Lupu a abordat întrecere și situația din alianță, precum și lipsa reformelor care
ar trebui să se producă. Domnule Roșca, ce spuneți? Cine ar trebui să facă aceste reforme în țara aceasta? Eu aș vrea să menționez foarte pe scurt faptul că domnul Marian Lupu de mai multe ori trișează spunând, plângându-se pe nu știu cine, că în Parlament nu ar exista proiecte de lege. Dar cine trebuie să le furnizeze? Marian Lupu are de două ori dreptul la inițiativă legislativă. O dată ca deputat și președinte al Parlamentului, doi ca șef de stat. Cu o mână să semneze inițiativele legislative. Dacă nu ajunge capul să scrie proiecte de lege, că îmi pare că nu ajunge capul, să apeleze la aparatul Parlamentului și aparatul președinției. Sunt vreo 200 de oameni care lucrează acolo. Pe omul Dumnezeu colaborează cu ONG-urile dacă nu te ajută guvernul filat. A creat și un consiliu de reformare a justiției. Păi, eu vreau să văd proiectele de lege semnate de el sau poate de șeful lui, Vladimir Plahotniuc, care e vicepreședinte a Parlamentului prin vice. Domnule Plahotniuc, să văd un proiect de lege de trei propoziții, scrise de Mata, semnate de Mata. Reformarea sistemului fiscal, reformarea sistemului vamal, combaterea corupției în medicină, combaterea corupției în organele de drept și așa mai departe. Vreau să văd activitate practică, nu declarații. Ceea ce îmi pare deosebit de revoltător este calmul, cinismul, atitudinea înfumurată, arogantă pe care o afișează domnul Marian Lupu vorbind cu poporul de la balcon. El nu are probleme cu securitatea personală sau o familie. Îl păzesc vreo 25 de bodyguards. Merge de la Parlament până la președinție peste drum cu un cortege de 4 mașini. De-aia nu-i pasă. Nu calcă cu piciorul pe pământ. Direct de pe covor în mașină. Asta e problema noastră. Demnitarii noștri s-au alintat. Dacă am luat bugetul întreținerii primului ministru, a președintelui Parlamentului, a președintelui Republicii, altor demnitari, ne-am pune mâinile în cap. Domnule Pucar, dacă îmi permiteți, foarte scurt, aceste ședințe vor fi vorbe goale atâta timp cât instituțiile statului nu vor fi funcționale. Ca să fie funcționale avem nevoie de oameni onești și buni profesioniști. Cine să aducă oameni onești și buni profesioniști în instituțiile puterii de stat? Astfel de cinici, cărora le este indiferent ce se întâmplă în societate? Acești îmbuibați care conduc azi Republica Moldova? Exact. Am așteptat niște rezultate concrete. Iată că domnul Lupu a ieșit și ne-a spus că urmează să fie elaborată o strategie în ceea ce privește soluționarea problemei transnistrene și că s-au înregistrat progrese substanțiale în identificarea criminalilor care au săvârșit aceste crime în aprilie și în iunie. Altceva, nu ce știu. Să înțelegem? Deci despre ce s-a discutat? Sunt atât de mari secretele în țara asta că nimeni nu trebuie să le știe? Văd că dumneavoastră ați mai înțeles ceva. Eu personal n-am înțeles nimic. Ce a spus, ce a vrut să spună și așa mai departe. Mare minune politică această arătare președințială. Eu nici nu știu cum poate dânsul să furnizeze, să genereze din atâta deșertăciune, să genereze niște formule care ar putea pe cineva convinge că, uite, este capabil să ne conducă. Dar ați văzut, un narcis plin de sine, de șert și așa și ne conduce și așa și trăim. Domnule Pleșca, ce facem în situația respectivă când, iată, Consiliul se adună, discută, iar poporul care așteaptă niște rezultate concrete rămâne în așteptare până în toamnă când ceva se va întâmpla sau până când anumite dosare vor ajunge în instanță? Nimeni nu știe când. Noi am observat împreună toți că președintele interimar în alocațiunea sa a menționat activitățile instituțiilor și ministerilor care nu sunt în subordine și nu sunt partajate de către Partidul Democrat, da, iar de către Vladimir Filat. Oricum pare mai deștept decât Mihai Ghimpu, orice ai spune. Da. Asta încă o dată confirmă în plus că actuala ședință a Consiliului Suprem de Securitate să încearcă să anticipeze, să puncteze ceva și să riposteze în caz dacă la orele 19 prim-ministru Filat ar încerca să facă unele dezvăluiri, accente asupra activităților miniștrilor și altor demnitari din partea Partidului Democrat. Dar a fost întrebat pe marginea așteptărilor pe care le-ar avea de la declarațiile pe care trebuie să le facă Vlad Filat, răspunsul lui, vom aștepta și vom vedea ce va declara astăzi premierul. Și răspuns la întrebarea dumneavoastră, părerea mea este următoarea. În primul rând, organele de forță trebuie depolitizate de facto. Foarte posibil, conducătorul statului, prim-ministru, trebuie să expui cetățenilor și alegătorilor. Candidatul la funcția de ministru de interne îl propune societatea civilă. Sunt diferite instrumente. Nu da, este membru partidului. Este o schemă foarte simplă, dacă îmi permit să adaug, domnul Valeriu Pleșca. Da. Bineînțeles că portofoliile de miniștri numai în cazul unor guverne tehnocrate provizorii nu au coloratură politică. Dar ministrul poate să aibă coloratură politică, însă cei care sunt ierarhic inferiori sunt mai importanți decât ministru. Secretarii de stat în democrațiile normale. La noi se cheamă viceministri. Viceministri, da? Da. Viceministri nu se schimbă odată cu schimbarea vremii afară.
toți rămân pentru asta este nevoie să fie profesioniști și onești, să nu se schimbe în funcție de schimbări. Mai de mult la de jumătate din viceministri nici nu sunt numiți la sunt jumătate de an de activitate a guvernului. Iată și răspuns la întrebare, de ce nu este funcțională puterea? Nu avem funcționarii care trebuie dar, să... Iurie, dar și în cazul primelor persoane, nu ți încurcă nimeni să organizeze un concurs, un tender, să faci niște dezbatere, să-i dai jumătate de oră să vezi ce suflă dânsul. Așa, uitați-vă, de unde vreți din dumneavoastră, din trânsul, dacă acolo e zero emoții. El este liniștit, este mulțumit, la el e totul bine. Mănâncă la timp. La totul bine, îl păzesc, cum spune domnul. Da. Ba de gaze îi cumpără țigări, care aceste reforme care, despre care spunea că încă nu au ajuns în Parlament, trebuie discutate la Consiliul Suprem de Securitate sau în Parlament? Dar cine conduce Parlamentul? Acest băiat simpatic, Marian Lupu, conduce Parlamentul pentru a doua oară. Frate, cine ți împiedică ție să vii cu inițiative legislative semnate de tine personal, dacă nu de PD? În orice domeniu, justiție, procuratură, securitate, autoritățile locale, sistem fiscal, că ești specialist, să cer la urma urmei de la guvern. Dacă ești doctor în justiție economice, ajută țara asta să iasă din impas economic. Dacă vrei, cu strategii vamale, fiscale, de creditare, de protejare a pieței interne. Cine îl împiedică? Dacă vrei și de activitate parlamentară, înturneam un grup de specialiști în domeniu, stabilim sarcina și ne înturneam în ședință din ședință și discutam asupra proiectului de lege. Asta în cazul dumitale, domnul Pleșca, că ești un om liber. Domnul Marian Lupu, săracul, este și el sub vrem și sub alții. Da. Înțelegeți cum e? Am auzit că în august Parlamentul s-ar putea convoca într-o sesiune extraordinară. Ce se discută? Nu au discutat jumătate de an poate, în ședințe? Poate și aleg un președinte. Poate și aleg un președinte atunci. Dar, pe scurt, dacă am putea să revenim la ideea lansată de către președintele interimar, elaborarea unei strategii privind soluționarea problemei transnistrene. A câta la număr și care eu este rostul? Eu vreau să vă spun că eu nu vreau să critic prea mult pe Marian Lupu, ar trebui să fac parte dreaptă să-l mai atac și pe Filat din Paște în Paște. Dar Marian Lupu, impresia mea este că habar nu are nici măcar ce prevede Constituția și legislația în vigoare în problema transnistreană. Da. Care strategii, frate? Și baza atâta legislativă timp, existentă. Atâta timp cât noi avem o lege. Avem caracter unitar, independent și neutru al țării noastre, stipulat în Constituție, care nu poate fi modificat decât într-o procedură specială de referendum și niciodată nu va avea loc această procedură. Avem interzicerea prezenței trupelor militare, iar prin legislația din 2005 avem interdicția de a organiza alegeri libere și democratice până în momentul în care Federația Rusă nu își va retrage integral trupele și arsenalul militar. Nimic nu se poate inventa. 5+2, cum spune și Oazul Antoi pe bună dreptate, este un fel de formulă de discuții amicale și diplomatice care sunt preferabile unui război bilateral sau cu participarea multor țări. Despre asta este vorba. Nu se va inventa nimic până la toamnă. Poate să gândească Marian Lupu până să-l doară capul. Nici Filat, degeaba merge la fotbal și se îmbat acolo ca nerușinatul. Eu cred degeaba merge la Smirnov să-i fie rușine la obraz. Poate îl trimite Lucinski, nu știu. E rușine și degradant. În momentul când Republica Moldova nu poate să miște din punctul mort, nici măcar cu ajutorul americanilor, formatul de negocieri 5+2, ăsta se duce și se giugiulește cu Smirnov. Următoarea ședință a Consiliului Suprem de Securitate, când credeți că va avea loc, domnule Plugaru, nu și știu, ce nu se va mai discuta acolo? Eu vreau, dar eu am o profeție. Vreau ca să asculte corpul de deputați și să-l elibereze pe această, să elibereze această ninune politică, spun o doua oară, de funcțiile pe care le ocupe, pentru că nu corespunde acestei funcții. Ideea e următoarea. Treabă și lucruri bune de urmă. Mă taie în vedere că următoarea ședință a Consiliului Superior de Securitate va fi condusă de altcineva. Așa, de un nou președinte al Republicii Moldova. Așa. Asta este singura schimbare? Sigur că, sau avem în studio, avem cel puțin trei candidați, nu patru la această funcție. Nu se mai poate așa și nu vedeți. Domnule Pleșca, alte schimbări până atunci? Schimbări ce sunt de voința fiecărui demnitar, să-și dea bine seama că reprezintă nu partidul, dar reprezintă Republica Moldova. Dar dacă n-au nici voință, nici inteligență, ce facem? Atunci rămânem în așteptarea altei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea cu care ați rămas în studio ca să discutăm și despre aceste declarații făcute la cal de către președintele interimar Marian Lupu. Rămâneți cu noi în câteva minute știrile la Publica TV.